După ce s-au bucurat de zilele filmului armenesc în luna septembrie a acestui an, băcăoanii sunt invitați în debutul lunii noiembrie 2016 la seara Teatrului Armenesc. Acest eveniment le va prileji întâlnirea cu o nouă pagină de istoria armenilor și a românilor, dar și cu un text literar propus pentru Premiul Nobel. De asemenea, publicul băcăoan va avea ocazia să vizioneze o trupă de tineri actori bucureșteni care vor prezenta marți 1 noiembrie, începând cu ora 17 pe scena Palatului Copiilor Bacău, spectacolul de teatru Cartea Șaptelor. Spectacolul este o dramatizare a romanului al scriitorului Varujan Vozganian, propus pentru Premiul Nobel, va fi jucat în premieră pentru băcăuan. Evenimentul este organizat de Uniunea Armenilor din România, sucursala Bacău, în parteneriat cu Primăria Municipiului Bacău și cu Palatul Copiilor Bacău. Stai pe Lochian este un spectacol docudramă care reconstruiește viața comunității armenești din România de-a lungul secolului 20. Bunici, emigrare, cafea, război, strămoșii, și ritualuri, pace, totalitarism, iluzii sunt narate și înscenate cu umor de un povestitor care se reîntoarce prin amintiri în anii copilăriei. Deschiderea va fi susținută de Adrian Jicu, lector universitar, doctor la Facultatea de Litere a Universității Vasile Alexandrei din Bacău, critic literar și scriitor, dar și redactor al revistei de cultură Ateneu, care va prezenta cartea.